Bugetul municipiului Constanța, în valoare totală de aproape 888 de milioane de lei, a fost aprobat miercuri în ședință de Consiliu Local cu 15 voturi pentru și 10 împotrivă. Cea mai mare parte a bugetului, aproximativ 17%, este direcționată către cheltuielile cu asistența socială, în timp ce salariile angajaților administrației locale vor consuma 14% din buget. Pentru învățământ este prevăzut 10% din suma totală, pentru cultură 7%, iar pentru sănătate 1,66%. Avem buget. Este un buget sănătos, este un buget de aproape 888 de milioane de lei. Este un buget care înglobează atât veniturile proprii, cât și excedentul bugetar al anului anterior. Lucrul acesta ne arată că am fost chibzuiți și vreau să vă spun că mă mândresc că municipiul Constanța este orașul capitală de județ cu gradul de îndatorare cel mai scăzut din România. Ședința nu a fost lipsită de evenimente. Consilierii liberali s-au opus bugetului propus spre aprobare de primarul Decebal Făgădău și au reclamat modul în care s-a făcut distribuirea acestuia. Ei au reclamat scăderea cotei alocate către investiții și au depus și un amendament prin care au solicitat distribuirea de fonduri pentru o serie de proiecte importante în opinia lor. Reabilitarea scărilor de acces pe plaja Mădel, recondiționarea și modernizarea pasajului subteran de la gară, construirea unei pasarele pietonale peste calea ferată de legătură între cartierul Faleză Sud și kilometru 45. La al doilea capitol bugetar, alocarea din bugetul prevăzut pentru cluburile sportive private, a sumelor necesare pentru sala de sport a Liceului Traian, pentru care s-au făcut demersuri începând din 2017 și în deviza rezulta un cost de 5,17 milioane lei, sala de sport al școlii 37, pentru care avem o petiție semnată de peste 1500 de cetățeni, și premierea elevilor olimpici cu suma de 10.000 de lei per elev. Amendamentul consilierilor PNL a fost respins de cei ai PSD cu 15 voturi împotrivă. În cadrul aceleia ședințe, primarul Decebal Făgădău a anunțat și că în curând va fi lansat programul Infant, care are ca principal scop acordarea de sprijin financiar familiilor care sunt nevoite să apeleze la fertilizarea in vitro. Din primele informații, el va fi disponibil pentru 100 de familii, acestea urmând să primească câte un voucher în valoare de 10.000 de lei pentru acoperirea tuturor cheltuielilor în acest sens.